Well, first I have to say that we have a, let's say, a sincere care and worry for the welfare of each one of our employees. We have flexible work, we have part-time work. One measure that we did is on Fridays, we finish at 2. And that's very important and very valuable because then you can make your plans with your family. Maybe you want to go walking to the park, or maybe you want to go to your house when your big family is there to visit your parents and so on. We have credits to employees at zero interest, credits for houses, for health reasons, for vehicles that they need to buy, and so on. We give financial assistance for birth, for marriage. We have a space there for to take care of the kids of the employees, a kind of daycare, so that especially in situations like now. Noi ne dorim ca oamenii noștri să se simtă bine și acasă și la serviciu. De ce noi treptat am introdus diferite feluri de suport pentru angajați, diferite beneficii. Și acum avem o gamă foarte largă. Deci noi avem și suport pentru evenimente de familie. În felul ăsta ajutăm oamenii atunci când au evenimente vesele, cum ar fi căsătoria sau nașterea primul, al doilea, al treilea, noi avem și 4 copii, și pentru evenimentele mai triste. Dar avem și suport pentru fiecare copil până la 18 ani, lunar. Le oferim credit ipotecar la condiții preferențiale, deci cu o dobândă foarte mică, pe care pot să obțină deja după primul an de activitate în companie. Orange Moldova își dorește ca angajații săi să fie fericiți. În 2020, compania Panerino a planificat și a realizat cu succes o sală de odihnă pentru angajații companiei. Mizăm pe faptul că o să reușim să facem o creșă grădiniță pentru persoanele cu copii de la un an în sus. Pentru noi este foarte important starea spirituală a angajaților, fiindcă este demonstrat lucrul că dacă inima, sufletul este bun, pâinea crește, biscuiții sunt mai gustoși și tortele sunt mai delicioase. Мы также планируем открыть садик для деток наших работниц. Это тоже должно обеспечить более комфортные условия труда, потому что не секрет, что когда у работающей мамы под боком находится ребенок, она более комфортно чувствует себя на работе. Dacă persoanele angajate în compania noastră o să-și rezolve inclusiv careva probleme legate cu familiile lor și o să simt ei un pic mai fericiți la locul de muncă, înseamnă că și noi învățăm rezultatele necesare și obiectivele puse a companiei noastre. Bună tuturor și bine v-am găsit! Eu mă numesc Nelia Rusu și sunt coordonatoare de proiect în cadrul Fondului ONU Națiunilor Unite pentru Populație Moldova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în cadrul celui de-al doilea webinar, unde vom discuta despre locuri de muncă prietenoase familiei și vă vom prezenta noi exemple din perspectivă internațională relevantă Republicii Moldova. În cadrul acestui webinar avem plăcerea să o avem alături de noi pe Nighina Bazada, care este reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, pe Marie Tulemont, care este coordonatoarea regională a proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova, și reprezentanții companiilor Philips din Spania și EPAM din Belarus. Mă bucur că și de această dată alături de noi sunt reprezentanții companiilor campioane din cadrul proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale. Vorbim de Premier Energy Distribution, Orange Moldova, Panelino, Fidesco și Asena Textil, care în parteneriat cu NPA Moldova promovează politici prietenoase familiei la locul de muncă și pe care am avut plăcerea să-i vedem acum, la începutul acestui webinar, care sunt angajamentele și ce doresc să întreprindă în cadrul acestui proiect. De asemenea, țin enorm să mulțumesc pentru interes și companiilor private din Moldova,
care au răspuns invitației noastre de a participa la acest webinar. Vorbim aici de reprezentanții companiilor private din Moldova, care sunt membre Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova. Și vreau să menționez că prin acest webinar, de fapt, noi continuăm un program amplu de schimb de experiență pentru companiile locale. În cadrul acestui webinar, de fapt, vom afla despre bunele practici de la companii multinaționale privind politicile prietenoase la locul de muncă. Deci, de asemenea, vreau să menționăm că suntem organizația care facilitează acest program de învățare pentru companii și susține know-how-ul în acest domeniu, fiindcă sprijinim business-ul să adopte politici prietenoase familiei. Această acțiune, de fapt, sprijină intervențiile sistemice în Republica Moldova ca răspuns la noile realități demografice. Ajută familiile, ajută cuplurile să aibă numărul dorit de copii prin politici de egalitate de gen și oportunități sporite de a combina cariera cu familia. Vreau să subliniem că acest webinar este organizat în cadrul proiectului regional Mai multe oportunități, politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova. Proiectul este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și a Camerei de Comerț și Industrie în Moldova. Respectiv, Mai multe oportunități, proiectul de care menționăm, este o inițiativă care urmărește sporirea gradului de conștientizare a cunoștințelor, a ideilor, a strategiilor și a instrumentelor pentru companiile din sectorul privat, guverne și întreaga societate. Astăzi vom prezenta experiența companiei internaționale Philips cu mai multe programe de susținere a salariaților și salariatelor, precum și a EPAM Belarus cu programul Parent Smart. Ori asigurarea unei balanțe eficiente a activității profesionale și cea personale este în interesul angajaților și angajatelor și suntem siguri că bunele practici pe care noi astăzi le vom prezenta vă vor inspira pentru acțiuni noi în această direcție. De fapt, asta înseamnă mai mult stați implicați în creșterea copilului, diferite programe pentru angajați, spații pentru joacă pentru copiii angajaților și angajatelor, camere de odihnă la locul de muncă, precum și alte facilități care sunt cu succes implementate de către companiile din întreaga lume și care pot fi preluate drept bune practici în Republica Moldova. Permiteți-mi să ofer mai întâi cuvântul doamnei Nighina Bazada, reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, care a inspirat acest proiect chiar de la începutul lui, să vină cu câteva precizări ce ține de acest proiect, de ce rezultate ne dorim și cum motivăm business-ul să adopte politici prietenoase familiei. Dragă Nighina, vă rog! Thank you very much, Nele. Mulțumesc foarte mult, Nele și dragi colegi! Bună dimineața, bună ziua! Da, diminețele se termină atât de rapid că deja ne trezim că este seara și după amiază. Suntem deja la cel de-al doilea webinar pe care, de fapt, îl continuăm cu parteneriatul cu sectorul privat în aplicarea politicilor favorabile familiei la locurile de muncă. Noi sperăm că vom reuși să le ajutăm femeilor angajate să-și realizeze și aspirațiile de dezvoltare a carierei, asigurând și posibilități de a îngriji de copii. Serie de webinare pe care am organizat-o în cadrul proiectului Expanding Choices pentru promovarea politicilor favorabile familiei în sectorul privat este de fapt un program regional aplicat în Republica Moldova și în Balcanii de Vest cu finanțare din partea Agenției Austriene de Dezvoltare. Implementat proiectul este de către UNFPA în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova cu Ministerul Muncii și a Protecției Sociale. Obiectivul webinarelor, de fapt, este vorba de o serie de webinarii, este de a inspira companiile campioane naționale, după cum ați văzut și în filmulețul de la început, de a promova și de a pilota politici favorabile familiilor în baza anumitor bune practici
Aceste webinare vor fi finalizate cu o conferință finală cu privire la promovarea politicilor prietenoase familiilor, planificată pentru mijlocul lunii noiembrie. Urmează să vedem deja care va fi formatul conferinței. Deci noi examinăm diferite modele de business aplicate în diferite companii private, care ar putea să servească ca o sursă de inspirație și pentru companiile de Republica Moldova. Evenimentul de astăzi va prezenta exemple reale, bune practici din două companii, EPAM și Philips. Compania Philips din Spania ne va oferi o prezentare inspirațională cu privire la îmbunătățirea vieții angajaților săi, oferind diferite soluții de a-și sprijini angajații într-un echilibru mai bun dintre viața profesională și familială. Și experiența EPAM din Belarus, este vorba de programul Parent Smart, susținut de către partenerii noștri Suedia, care la fel este un exemplu foarte bun, deoarece contextual este destul de apropiat situației de Republica Moldova. Mii de mulțumiri reprezentanților celor două companii, EPAM și Philips, pentru disponibilitatea de a vă partaja experiența cu companiile private de Republica Moldova. Eu sper că astfel vom crea un club, de fapt, de companii campioane care se vor sprijini reciproc în viitor. Sper că companiile de Republica Moldova vor avea o poziție solidă în acest parteneriat. Eu mulțumesc foarte mult tuturor companiilor campioane. Da, dragi colegi, vă rog. Și pentru mesajele de susținere pentru sectorul privat, fiindcă, într-adevăr, cele 5 companii din cadrul proiectului ne dorim să devină modele de urmat și aceste modele să fie posibil de a fi replicate la nivelul întregii țări. Doamnelor și domnilor, chiar dacă domnul Harea nu a putut să fie alături de noi astăzi, vreau să subliniez că ținem foarte mult la parteneriatul cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și apreciem foarte înalt contribuția Camerei în realizarea obiectivelor comune. Acum o voi invita pe Maritul Leomont, care coordonează regional proiectul, să vină cu un mesaj de salut din perspectivă regională, dar și a obiectivelor trasate la nivel regional. Dragă Marie, ai cuvântul. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, dragi reprezentanți ai sectorului privat, dragi oaspeți, dragi colegi, mă bucur să fiu parte acestui al doilea webinar deja de partajarea bunurilor experienței pentru sectorul privat, care este partea proiectului regional Expanding Choices, implementat în Moldova și în Balcanii de Vest, care este susținut financiar în mod generos de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Noi știm că la nivel global, de fapt, femeile au mai puține oportunități de a asigura echilibru între viața profesională și cariera și viața familială. Regulile și stereotipurile vicioase afectează acest echilibru, femeia fiind privită drept principala îngrijitoare în familie, limitându-le drepturile la viața profesională. Asta a devenit și mai clar în ultimul an și jumătate în cadrul pandemiei, atunci când îngrijirile pentru copii, pentru familie, au fost în mare parte puse pe seama femeii. La nivel global, femeile a trebuit să-și reducă într-un mod disproporționat orele de muncă la serviciu. Aceasta a avut un impact masiv asupra rezilienței familiilor, asupra egalității de gen și a economiei. De fapt, un rol important îl au și politicele. Este nevoie de a dezvolta politici, inițiative pentru asigurarea unui echilibru mai bun pentru familii. Am văzut că diferite modele de business, practicile în legătură cu resursele umane și comunicarea externă au o implicație masivă. Respectiv, acest proiect încearcă să valorifice aceste lecții învățate, bune practici, pentru a asigura anumite schimbări spre într-un mod durabil, aici, în Republica Moldova, dar și în Balcanii de Vest. Și la nivelul regiunii avem aceste companii dispuse să aplice abordări noi, inovatoare, pentru a oferi un sprijin familiilor, inclusiv prin încurajarea asumării egale, echilibrate de roluri de îngrijire a copiilor, prin asigurarea
concediului de îngrijire a copilului, inclusiv taților. Este vorba de anumite abordări deja încercate, testate. Companiile ar trebui să se încurajeze reciproc, să asigure locuri de muncă inclusive, favorabile familiei, asigurând un progres socioeconomic la nivelul regiunii. Deoarece prin această învățare, de la companie la companie, de la egal la egal, asigură această transmitere de modele pozitive de urmat. În cadrul acestui webinar vă vom prezenta care poate fi rolul important al sectorului privat în asigurarea unei dezvoltări sustenabile și a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Vreau să le mulțumesc celor două companii, Philips din Spania și IEPCA din Belarus, pentru sprijinirea noastră prin partajarea experienței astăzi. Vreau să le mulțumesc și companiilor campioane în Republica Moldova pentru lucrul pe care îl fac. Și vreau, de asemenea, să menționez că sunt încântată să fiu parte acestui eveniment și sper la discuții fructuoase astăzi. Foarte mult, într-adevăr, tot mai multe dovezi există că practicile de susținere în cadrul sectorului privat aduc îmbunătățiri semnificative în viețile angajaților, dar și angajaților, precum și a familiilor lor. Și în context salutăm deschiderea și disponibilitatea Delfinei Cuci Colioni, reprezentată Philips Spania, de a împărtăși cu sectorul privat din Moldova și din cadrul companiilor, din cadrul proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale, acea experiență proprie în promovarea politicii de bunăstare a angajaților și angajatelor. Prin programe, concedii, aranjamente flexibile, dar și alte facilități. Amintim că Philips este una din cele mai mari companii de electronice din lume și are angajați în mai mult de 60 de țări. Dragă Delfina, te invit să ne relatezi despre cum compania îmbunătățește viețile oamenilor, începând cu angajații și angajatele Philips, și suntem curioși să aflăm de la dumneavoastră acest aspect. Aveți cuvântul. Thank you, everyone. Thank you for having. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru interesul în compania Philips. Da, mă numesc Delfina Cuche Carlione, sunt cetățeanca Italiei, dar Philips ne-a oferit oportunitatea să lucrez pentru această companie anul acesta în calitate de manager pentru resurse umane. În primul rând, vreau să menționez că trebuie să ținem cont de câteva aspecte pentru a avea politici prietenoase familiilor, fără de care este imposibil să asigur un plan flexibil. Pentru început, vreau să vorbesc despre modul în care am implementat astfel de politici în organizația noastră. Următorul slide, vă rog, sper că, da, următorul, vă rog. Vă mulțumesc. Deci, pentru a avea un astfel de plan în orice companie, este foarte important să avem aceste trei elemente asigurate. În primul rând, să fie un scop stabilit, liderismul, asumarea angajamentelor de către managerii companiei și construirea încrederii într-un mod constant, deoarece în mare parte practicile respective necesită flexibilitate și libertate, nu să fie acel control continuu. Deci acestea sunt cele trei elemente pe care noi, la nivelul gestionării resurselor umane, trebuie să le asigurăm în cadrul companiei. Acestea sunt pilonii, de fapt, pentru implementarea politicilor despre care vorbim. Aș vrea, de asemenea, să vă vorbesc despre scopul nostru. Nu știu dacă se vede foarte bine. Cred că ar trebui să apăsați ca să apară în întregime. Nu, vă rog să reveniți, eu voi citi. Scopul nostru, fiind o companie tehnologică, scopul nostru este de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea oamenilor prin inovații relevante. Scopul nostru este să îmbunătățim până în anul 2030 2,35 milioane de vieți. Dorim să devenim cel mai bun loc de muncă pentru persoane,
oferind și posibilitatea de dezvoltare profesională. Împreună vom promova valorile pe termen lung printr-o responsabilitate corporativă, inclusiv pentru îmbunătățirea societății și a planetei în întregime, în cooperare cu partenerii noștri. Ați văzut că obiectivul cheie este de a îmbunătăți starea de sănătate și bunăstare mentală a persoanelor. Respectiv, toți cei care lucrează cu Philips pot să contribuie la aceasta, creând un loc de muncă mai favorabilă. Respectiv, noi în continuu aplicăm aceste cercuri. Pentru noi este foarte important să vorbim despre liderism, un liderism solid. Vreau să subliniez, în primul rând, este să stabilim într-un mod clar practicile de lucru. Orice organizație trebuie să aibă obiective foarte clar stabilite și liderii trebuie să cunoască aceste obiective pentru a crea relații de încredere. De asemenea, să fie încadrate aceste proceduri în politica cadru a companiei. De asemenea, angajații trebuie să înțeleagă într-un mod clar ce se așteaptă de la ei, cum fiecare angajat poate să contribuie la realizarea acestui obiectiv. Liderii trebuie să ofere un anumit grad de libertate și să evite controlele excesive într-un mod nerelevant. În acest sens, liderii contribuie la realizarea obiectivelor, lucrează la egal, de la egal egal cu compania. Următorul, vă rog. Lucrăm cu aceste politici în cadrul Philips începând cu anul 2011 în implementarea politicilor. Deci este vorba de o companie certificare europeană. După câte vedeți, primul certificat de companie prietenoasă familiei l-am primit în 2011. Aici, în Spania, a trebuit să aplicăm la această certificare și în octombrie 2020, axându-ne pe anumite standarde. Philips a participat la o ședință recent ca și focus al organizației este să realizăm un grad anumit de excelență. Și asta este important nu doar pentru companie, dar și pentru angajații noștri, să fie claritate în ce oferim, ce dorim să realizăm. Deci noi am dorit să oferim vizibilitate acestor bune practici. Compania și-am asumat angajamentele să realizeze acest proces de certificare, ceea ce ar fi privit ca și o garanție pentru angajații noștri că aceste politici vor fi realizate. După câte vedeți aici, procesul se axează pe anumite aspecte practice, facem sondaje printre angajați pentru a ne convinge că ei cunosc despre aceste politici, dacă acestea sunt aplicate în practică și avem și un plan. Pe parcursul acestor ani am realizat peste 106 de bune practici în legătură cu reglementări la nivelul Spaniei. În mare parte, aceste inițiative au venit la inițiativa angajaților noștri. Printre exemple pe care aș dori să vă partajez în legătură cu sprijinul pentru familie. Avem un sistem de asigurări de beneficii financiare pentru copiii care merg la grădiniță. Avem și ore libere pentru alăptarea bebelușelor. În ceea ce privește calitatea angajării, avem echipe, lucru în echipă, pe ture. În ceea ce privește flexibilitatea, asigurăm un grafic de lucru flexibil. Avem posibilitatea de a elibera ziua de vineri.
În ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională, asigurăm oportunități de mobilitate internațională, creștere, avansare în carieră, campanii de fundraising, de coaching, de instruire și mentorat. În ceea ce privește domeniul oportunității egale, avem o anumită marjă de angajare a persoanelor cu dizabilități, o anumită cotă pentru femei. Următorul slide, vă rog. Nu înțeleg de ce nu vedeți în întregime slide-urile. Deci, fiți pregătiți să ascultați și să realizați o schimbare. Atunci când faceți ceva pentru voi înșivă, trebuie să înțelegeți, de fapt, ce aveți la moment ca și politici, ce pot să ofere aceste politici, în ce măsură acestea sunt într-adevăr aplicate în practică, care sunt preferințele angajaților, știu ei oare care este structura în cadrul companiei. Este important să analizați situația actuală, să vă formulați indicatorii cheie de performanță vis-a-vis de acestea și aveți aici câteva exemple în legătură cu resursele umane pentru a o problema absenteismului, angajării în timpul muncii. Este important să ascultăm într-un mod eficient. Uneori, frica cea mai mare este că s-ar putea să nu știu ce răspuns să ofer, dar important este cel puțin să ascultați, deoarece uneori sunt verbalizate unele probleme despre care nici nu ați știut. Este important să simțiți pulsul. Deci este foarte important să ascultați la problemele identificate de către angajați, deoarece problemele pentru părinți nu sunt aceleași ca și problemele pentru viitorii pensionari. Este foarte important să echilibrați oferta de beneficii. Iată, aceste întrebări trebuie să fie analizate, mai ales atunci când este vorba de un plan de comunicare. Oare noi într-adevăr știm ce doresc persoanele? Oare într-adevăr noi reușim să formulăm anumite business case-uri? Noi promovăm anumite practici, dar trebuie să știm să analizăm impactul acestora. Iar să măsurăm situația actuală, să măsurăm la ce nivel am ajuns aici. Deci două aspecte foarte importante, să adresați întrebări și să ascultați răspunsurile. Este foarte important, în special vis-a-vis de practicile noi, recent aplicate, care au un impact asupra... Da, ceva s-a schimbat la ecran, sper că mă auziți. Deci este foarte important, în special în ceea ce privește practicile noi, deoarece acestea ar putea să aibă un impact pe termen lung asupra viitoarelor generații. De asemenea, este foarte necesar de a face analiza respectivă pentru stabilirea următorilor pași. Următorul, vă rog. Everyone can see the... These are the questions that are... Iată, acestea sunt acele întrebări despre care am vorbit și indicatorii cheie de performanță pe care trebuie să-i luați pentru a analiza situația. Da, putem să continuăm cu următorul slide, acum aparent se vede. Aici aveți câteva date, câteva rezultate în ceea ce privește opinia angajaților noștri. Următorul slide, vă rog. Acestea ne ajută să analizăm ceea ce v-am spus. De fapt, cele mai utilizate și cele mai cunoscute practici. Deci acestea sunt rezultatele analizei unui sondaj printre angajații noștri. De exemplu, cu privire la beneficiul financiar pentru noi născuți, evident, aici nu toată lumea cunoștea despre aceste bonusuri disponibile.
Și poate ar fi fost ceva de valoare pentru angajații noștri dacă știau. De asemenea, am stabilit că este nevoie să stabilim un plan de comunicare. Comunicare cu privire la oportunitățile de avansare în carieră, de asemenea, deoarece și aici, aparent, nu prea cunoșteau angajații noștri despre aceste oportunități. Următorul, vă rog. Aici avem alte rezultate. Iarăși, aceste răspunsuri ne-au ajutat să facem o analiză în ce măsură angajații noștri reușesc să echilibreze viața profesională cu viața familială. Aici avem informații în baza cărora stabilim anumite acțiuni. De exemplu, oficiul nostru central are o zi pe săptămână din cele 5 zile lucrătoare, o zi liberă, care poate fi luat liberă din contul orelor, transferate pe celelalte zile, o oră, două ore, astfel încât se asigură o mai mare flexibilitate. Și desigur, acum, în situația pandemică, am înțeles că există anumite cerințe în această privință. Următorul slide, vă rog. În cazul nostru, după cum am văzut, avem un număr mai mare de măsuri pe care le-am integrat în politicilor noastre pe parcursul anilor. Și compania aceea de certificare despre care am vorbit mai sus ne-a ajutat să formulăm politici pentru viitor. Ei ne ajută constant să actualizăm formulările acestor politici. Dar să nu vă descurajeze acest aspect. Nu aveți nevoie de o companie care să-i plătiți. Puteți să faceți și de sine stătător anumiți pași mărunți fără costuri financiare. Și iată câteva exemple vă voi oferi ca să înțelegeți că unii pași nu implică costuri financiare. De exemplu, un grafic flexibil de începerea și finalizarea zilei de lucru. De exemplu, părinții care au copii de dus la grădiniță, la școală, astfel încât aceștia să nu fie supuși presiunii. În perioada estivală avem posibilitatea de a scurta zilele de lucru. Astfel încât distribuția orelor să fie făcută în avantajul părinților. Vara este foarte benefică această posibilitate. De asemenea, avem posibilitatea de a scurta zilele de vineri, la fel, prin redistribuirea orelor de muncă. Cred că este ceva comod. Noi putem să lucrăm cu două ore mai puțin în unele zile, să finalizăm mai scurt, mai ales la noi, vara, clima este una destul de caniculară fierbinte, deci este salutabilă această posibilitate. Și până la urmă, se încurajează că toate ședințele să se finalizeze înainte de ora 4:30. Pe finalul prezentării, vreau să vă prezint această imagine metaforică pentru a vă demonstra importanța fundamentului, temeliei pentru orice organizație. Fără un fundament solid, este practic imposibil să ne gândim la o implementare adecvată a politicilor prietenoase familiilor. Nu este nevoie să ții totul sub un control rigid. Noi nu putem să ne gândim la această rigiditate deja în compania noastră. Sugestia mea ar fi să evaluați situația proprie în compania voastră și să luați deciziile reșind în specificul. Important este ca liderii, managementul, să se axeze pe realizarea obiectivelor și nu pe monitorizarea strictă a locurilor, a orelor de muncă. Noi avem un impact deja direct măsurabil în baza experienței de sondaj printre clienții noștri și îmbunătățirile în politici generează angajați mai fericiți și mai eficienți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut prezentarea. So, dear Delfina, thanks a lot. This was an interesting presentation. Sectorul privat din Republica Moldova.
So I hope it was an interesting experience for the representatives of the private sector in the Republic of Moldova. I hope they took notes. And finally, they also have questions, because you really provided us with some practical examples starting from the basics. Because you are right to mention that leadership is so important, trust is so important, involvement and commitment taking is so important, so that the family-friendly policies would be genuinely implemented in the companies. So we are very grateful for this presentation. We would also have a questions and answers session, but not before we give the floor to the representative of EPAM from Belarus. I'm very grateful to her, Anna Bodnarenko, who accepted sharing EPAM experience with us. I'd like to mention that EPAM is one of the biggest producers of personalized software and consultancy providers. An important aspect for the companies from our project focusing. Vreau să menționez că EPAM a trecut prin același exercițiu, printr-un proiect similar în Belarus. Iată de ce avem posibilitatea să întrebăm direct la reprezentanții companiei care au implementat astfel de model de loc de muncă prietenos familiei, să vedem care sunt lecțiile învățate, care sunt provocările, cum le-au depășit și care sunt poate sfaturile pe care urmează să le urmeze companiile din Republica Moldova. Dragă Ana, vă rog foarte mult, așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Hello colleagues, hi everyone. Do you hear me? Dragi colegi, eu sper că mă aud foarte bine. Vreau să vă salut pe toți. Minunat. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o deosebită plăcere și chiar o onoare pentru mine să reprezint compania EPAM Systems la acest webinar. Mă numesc Hanna Bodnarenko și eu sunt responsabilă de resurse umane, sunt și specialist pentru diversitate și incluziune. Urmează foarte succint să vă vorbesc despre rezultatele cheie obținute și câte puțin despre contextul programului Parent Smart implementat în compania EPAM. Următorul slide, vă rog. Minunat! Pe acest slide vedeți imagini de persoane. De fapt, aceasta este echipa implicată în programul Parent Smart de la EPAM. Printre persoanele cheie, vedeți în mare parte personal responsabil de resurse umane de acest domeniu. Iată, aceste colegi în mare parte sunt părinți, unele nu au copii încă. Și noi reprezentăm, de fapt, o funcționalitate multiplă în organizațiile noastre. Noi suntem foarte diferiți, dar suntem cu toții uniți printr-un obiectiv comun. Și acest obiectiv comun va fi prezentat pe următorul slide. Continuați, vă rog. Misiunea programului nostru în EPAM este de a oferi sprijin angajaților în rolul lor de părinte, să se asigure că beneficiază de aceste avantaje. Este un program denumit Parent Smart, în care aplicăm abordarea și metodologia suedeză. De fapt, programul este originar în baza ideii Tinei Bruno, pe care o cunoașteți deja. Și aș vrea să spun câteva cuvinte și despre companie. EPAM este o companie publică globală care oferă soluții end-to-end pentru crearea softurilor, programurilor, pentru asigurarea transformării digitale pentru o diversitate de clienți destul de cunoscuți. Printre clienții noștri sunt companii care au, de fapt, care sunt pe top poziții la nivel global în ceea ce privește nivelul de dezvoltare economică. Noi am început ca și un startup destul de mic și am ajuns la nivelul unei companii mai mult de 40.000 de angajați la nivel global avem în compania noastră. Este, de fapt, unul dintre cel mai mare
centru cu sediul în Belarus, în care avem mai mult de 12.000 de angajați, doar în sediul central. Următorul slide, vă rog. Deci, în primul rând, sunt foarte mulți angajați care combină rolul de părinte cu rolul de lucrător sau profesionist, adică avem foarte multe funcții, foarte multe roluri. Deci această combinație cu adevărat trebuie să aducă beneficii atât angajatului cât și patronului și compania de asemenea trebuie să beneficieze de această combinație foarte bună. Deci, care sunt participanții din programul Parent Smart? Adică avem foarte multe persoane care participă în acest program. Deci, în baza analitice a programului, noi putem să menținem următoarele, că includem nu doar persoanele din EPAM Belarus, dar de asemenea din toate companiile globale EPAM. 40% aproximativ din numărul de persoane sunt părinți care combină lucru cu familia și în special dacă să mă acces pe compania din Belarus, aproximativ 50% din angajați, din lucrătorii noștri sunt părinți care lucrează. Este o cifră foarte interesantă. Iarăși, dacă ne uităm la cifrele pe care le-am avut anul acesta, aproximativ 400 de angajați, acum sunt în concediu paternal. Și la fiecare două luni avem solicitări din partea părinților că cei care pleacă din forță, adică iau acel concediu de maternitate sau parental, este la aproximativ 400 de persoane, ori 43%. Iată, aceasta sunt participanții țintă, care sunt în creștere și vreau să vă zic că avem participanți foarte mulți, adică pe care noi am inclus în programul nostru. I would like to say a few words about the historical background of this program. The next slide, please. That's interesting. Deci câteva informații despre istorice despre acest program. Deci, în primul rând, vreau să vă zic că noi funcționăm mai mult de 25 de ani, adică suntem tineri din punct de vedere a datei de fondare sau de creare a companiei, dar cu câțiva ani în urmă, deci grupul MAMA a hotărât că este mult mai bine să axeze pe diversitate și incluziune și scopul acelui program de incluziune și diversitate a fost de a crea mai multe locuri de muncă care să asigure această diversitate și incluziune. Cercetarea pe care a făcut-o pe intern în 2019, s-a făcut această cercetare, s-a făcut un sondaj și aici am găsit niște constatări foarte interesante care le-am pus pe slide. Deci, cu siguranță, noi am analizat anume faptul dacă concediu maternal paternal putea să influențeze cariera profesională. De obicei, doar un singur procent de tați ar lua un concediu paternal din Belarus în baza statisticilor locale din Belarus și în baza descoperirilor, constatărilor interne. Deci, angajații femei care sunt în concediu parental, de asemenea, ar putea să suporte o careva experiență și mai multe obstacole în viața corporativă, deoarece la noi concediu este de aproximativ până la 3 ani, adică avem anumite prevederi legislative în acest context. De exemplu, dacă nu există această legătură dintre angajat și lucrul pe care îl face, în special este vorba de angajați femei, mame, atunci este lipsă de comunicare, de asemenea există lipsă de interacțiune cu patronul, cu angajatul sau cu șeful acelui de în cadrul perioadei concediu de îngrijirea copilului. De asemenea, ceea ce am observat, că există o careva tendință unde durata a descrescut, s-a redus a concediului parental. Deci noi am încercat să comparăm durata din 2010 cu durata din 2018-2019. Această durată acum este în descreștere, până la 23 de luni, câțiva ani în urmă, în 2018 a ajuns până la 23 de luni. Plus, au existat foarte multe constatări interne cu privire la cele diferențe care există din punct de vedere a cariere profesionale pe care o au femeile sau bărbații. Deci noi am observat, deci există o careva discrepanță, dar din acele cifre pe care noi le-am colectat, deci noi de asemenea am ajuns la concluzia, precum că ar fi bine să avem o careva abordare holistică și anume prin această abordare holistică să avem posibilitatea să lucrăm cu părinții care lucrează astfel încât acești părinți să fie mai integrați în viața profesională, adică să nu se simtă izolați. Următorul slide. Un lucru foarte interesant pe care noi l-am întreprins, am realizat, ceea ce dumneavoastră vedeți mai multe interviuri pe care le-am avut cu colegii care erau în concediu de îngrijire a copiilor. Și un intervievat, un respondent, de asemenea a menționat în cadrul acestei cercetări. Deci întrebarea pe care noi am pus-o
pentru respondenți, adică a fost următoarea. Deci anume faptul ce poate să facă patronul, angajatorul, sau ce care putea să fie beneficiul, avantajul, sau anumite alocații care putea să fie sau beneficii oferite de companie, în plus la cele care există, astfel încât lucrătorul și angajatul să fie, zicem așa, mai încurajat, mai motivat să se întoarcă la locul de muncă mai devreme, ori să se simtă mai integrat în colectiv. Deci un respondent, de fapt aceasta s-a făcut înainte de COVID, dar iarăși în pofida acestui fapt vreau să menționez anume această constatare în cadrul interviului. Dumnezeu a vorbit despre niște ore flexibile în programul de lucru, de semne posibilitatea de a lucra la distanță, fiind având niște efecte foarte pozitive. De asemenea, această doamnă a menționat următoarea. Este foarte important să-și asigure nivelul profesional, adică ce a avut în vedere prin aceasta, adică să fie asigurată această legătură dintre resursele corporative și cele profesionale și personale, să participe la ședințele corporative împreună cu șeful departamentului și cu managerul de resurse, a zis ea, ar putea să o ajute să cunoască mai bine despre viața corporativă în timpul concediului, să ai mai multe informații cu privire, zicem așa, la oportunitățile de angajare și de creștere în profesie. De asemenea, vorbim despre serviciile de zi, care putea să fie oferite pentru a avea grijă de copii și accesibilitatea mai multe resurse și a site-urilor offline, infrastructura, arhitectura, companiei de asemenea să fie una mai accesibilă. Desigur că este vorba de perioada înainte de COVID, deci și atunci când am intrat în iara COVID-ului, noi deja majoritatea lucrăm la distanță și deja aceasta, zicem așa, problema a dispărut. Încă o dată, dacă să mă refer la aceste interviuri, interviurile au relevat foarte multe constatări de punct de vedere a lucrătorilor și a persoanelor care beneficiau de concedii de îngrijire a copiilor. Toată această informație a fost colectată, a fost foarte valoroasă de punct de vedere celor programe care au fost structurate. Vreau să menționez câteva constatări de punct de vedere a valorilor companiei, de semn necesităților de afacere, a business-ului, adică care au fost evidențiate și au fost niște constatări foarte interesante, adică în rezultatul acelei descoperi interne pe care le-am făcut în 2018-2019. Ceea ce am observat de punct de vedere necesităților în afaceri. Am observat că deci femeile și de asemenea au beneficiat de o carieră profesională mai încetinită. De exemplu, dacă angajatul își ia un concediu până la 3 ani, iarăși în lumina legislației pe care o avem și care oferă acest concediu de îngrijire și ar putea să o aibă o careva influență și ar putea să o afecteze și anume faptul cum această ar putea să aibă anumite probleme și anumite obstacole de a reveni. Deci noi lucrăm în industrie tehnologică și dumneavoastră cunoașteți foarte bine că se dezvoltă foarte repede, într-un pas foarte rapid toate aplicațiile, soft și la momentul la care vine la locul de muncă acest angajat va avea nevoie de foarte mult sprijin de punct de vedere a coaching-ului, de punct de vedere a mentoratului, de punct de vedere a instruirilor, astfel încât această persoană să aibă posibilitatea să se încadreze tot mai repede în aceste tehnologii moderne. Al doilea lucru, ceea ce am observat, că este o careva subiectivitate de punct maternal, cum așa, de punct de vedere a conducătorilor, de punct de vedere a managerilor, există o careva subiectivism. Și în baza informației analitice, putem să spunem că rata de plecare este mult mai mare a fetelor, de asemenea, posibilitatea de a lucra în companie este și durata de lucru în companie este mult mai lungă, adică rata de uzură nu este atât de înaltă și angajarea și dedicația femeilor este mult mai mare decât a bărbaților. Deci, de asemenea, am făcut un sumar și care este cu sumarul sau concluzie? Este foarte benefic și pentru companii, nu doar pentru patroni, dar de asemenea și pentru angajați, este un beneficiu foarte mare. Din această abordare holistică vom avea niște statistici mult mai bune, adică avem posibilitatea să lucrăm cu participanții țintă și locul nostru de muncă să fie mai inclusiv și mai deschis și mai prietenos familiei. Deci aici sunt niște constatări care au fost făcute de către, sunt făcute de către doamna Tina Bruno. Mastru cunoașteți pe doamna Tina Bruno, care este autorul, fondatorul acestei abordări și scopul dumneiei și a încercat cumva să schimbe aceste norme, aceste stereotipuri să fie schimbate. Colegii noștri, de asemenea, au avut posibilitatea și unii reprezentați din echipa Resurse Umane au avut posibilitatea să întâlnească personal cu Tina în Suedia. Câțiva ani în urmă a avut loc această vizită și au avut posibilitatea să viziteze locurile de muncă prietenoase familiei din Suedia și au însușit și au învățat anume despre această abordare părinți înțelepți, parent smart, adică au luat aceasta de la fondator, de la autor acestui concept. Pe următorul slide, dumneavoastră vedeți o imagine, o fotografie în rezultatul acelei vizite pe care am făcut-o
câțiva ani în urmă. Sunt primii pași cum acest program Parents Smart a devenit ca un program intern pentru EPAM Belarus. Și împreună cu programul UNFPA și cu colegii noștri din EPAM, noi am reușit să vizităm Suedia, de asemenea am vizitat mai multe centre și companii prietenoase familiei cu programul Parents Smart și de asemenea am încercat cumva să ne uităm la cele lecții, învățăminte, cum abordarea a fost incorporată în viața corporativă, au avut posibilitatea să învețe și să înțeleagă mai bine concept. De Parents Smart au avut posibilitatea să vorbească și să discute personal cu Tina. A fost o întâlnire foarte utilă. Un eveniment foarte interesant de punct de vedere a socializării, de punct de vedere a comunicării. De asemenea, ne-am întâlnit cu acele companii cu sediu din Belarus care vor să creeze un astfel de program la nivel local în Belarus, în rezultatul acelei vizite pe care am avut-o în Suedia. Și următorul pas după această vizită este că mentorii de Parents Smart sau formatori, de asemenea, au beneficiat de o formare din partea organizată de Tina. O formare a formatorilor a fost organizată în noiembrie 2020, după care următoarele ateliere a fost organizate pentru părinți în concediu de îngrijire a copiilor care s-au început în decembrie 2020. Deci cu aceasta am început programul nostru, Parents Smart. Care sunt rezultatele cheie pe care vreau să vă le prezint? Vreau să vă menționez anumite fapte foarte rapide. Când am început pilotarea în decembrie 2020, aproximativ un an în urmă, am avut 5 mentori care au beneficiat de acel curs educațional cu ajutorul și cu susținerea UNFPA-ului și până la ora de zi, până la zi, am avut aproximativ 10 ședințe de instruire și formare cu părinții în concediu și îngrijire și, de asemenea, comunitatea părinților din cadrul acestui program Parents Smart include aproximativ 350 de participanți, ceea ce înseamnă cuprind acele persoane, cei părinți care au participat în atelierele sus menționate. De asemenea, s-au abonat să primească mai multe știri cu privire la celelalte ateliere și seminarii organizate și mai multe resurse utile care au fost generate, în primul rând, cunoștințele interne în cadrul EPAM-ului, a companiei EPAM, cu acele informații utile interne, anumite beneficii care sunt disponibile pentru părinții care lucrează și combină lucruri și cu familia, informații cu privire la resursele disponibile, de asemenea cei angajați care deja au beneficiat și care, de asemenea, intenționează să iasă în acest concediu. Acum, care sunt aceste ședințe? Cum sunt organizate aceste ședințe de mentorat sau de coaching? Deci, aceste ședințe sunt organizate lunar. Aproximativ aveam vreo 15-20 de participanți în cadrul fiecărei ședințe. Fiecare ședință este dedicată anumitor competențe, gestionarea timpului, negocierile, resursele emoționale, deoarece ceea ce ați observat, și, de exemplu, dacă ați fi discutat cu Tina și ați discutat acest concept de Parent Smart, Tina menționează următoarele. Deci, în primul rând, parentingul este cea mai bună școală de management. Și, de fapt, ea explică ce înseamnă această școală de management, ce are anumite constatări și a zis că în cadrul acestui concediu și pe timpul concediului, mamele și tații, de asemenea, au posibilitatea să crească, de asemenea, și competențele de conducere, de management sunt în progres, de asemenea, avansează și la fiecare ședință posibilitatea să discute și fiecare ședință este dedicată anumitor subiecte, anumitor competențe și scopul principal al ședinței este de a crea un mediu de sprijin și un mediu foarte propice. Cu susținerea grupului, în cadrul acestor ședințe, noi încercăm să creăm niște recomandări, să generăm anumite sfaturi la fiecare ședință, cu excepția mentorului. Avem de asemenea un prezentator, avem și un vorbitor, avem și oaspeți invitați pentru a vorbi despre experiența care poate fi partajată și discutată cu participanții. Deci aici am menționat câteva constatări și feedback cu comentariile participanților, putem să citim mai târziu, dar ceea ce vreau să vă zic este că participanții noștri menționează unanim, foarte mult le place formatul ședințelor, cum sunt organizate, de asemenea ședințele sunt foarte utile în părerea dumnealor și de asemenea au menționat că aceste ședințe asigură această combinație dintre efectele terapeutice și psihologice, acestea sunt niște comentarii. Și zic că efectul este foarte important de punct de vedere a sprijinului de care beneficiază participanții. Următorul. Acum acest program este promovat pe intern, în cadrul companiei. Deci, în cadrul companiei PAM Belarus, deci programul Parents Smart
utilizează, recurge la la serviciile echipei de comunicare interne. De fapt, programul este promovat prin intermediul comunicării pe intern, acelor buletini pe care le publicăm pliantelor, de asemenea avem anumite ziare și plante lunare și mentorii noștri de asemenea au posibilitatea să partajeze, să vorbească despre cea mai bună experiență, discută pe neturile interne, în cadrul evenimentelor interne și, de asemenea, în cadrul acestor evenimente externe, de asemenea, vorbim despre beneficiile programului Parent Smart. Noi, de asemenea, am participat în foarte multe webinarii, forumuri și platforme care au fost organizate sub egida NFPA. De asemenea, o sursă foarte importantă de emoții este pagina comunitară. Deci este vorba despre o pagină web externă, unde noi avem posibilitatea să organizăm mai mult spațiu, zicem așa, digital. Pe acest spațiu digital plasăm nu doar anunțuri cu privire la următoarele evenimente, dar de asemenea încercăm să plasăm anumite înștiințări, sesizări, cu care va descrie, zicem așa, foarte succintă cu privire la evenimentele organizate anterior. Următorii pași. Care sunt acțiunile pe care le prevedem pe viitor din perspectiva de astăzi? Deci, în primul rând, ne dorim foarte mult să distribuim acest program să fie aplicat în alte locații, deoarece avem foarte mulți colegi pe plan internațional care vor să vadă acest program să fie dezvoltat, să fie promovat, ca programul acesta să fie creat și, de asemenea, să fie promovat și în anumite regiuni, în alte locații. Avem și o comunitate vorbitorilor de limba rusă, în anumite comunități, în anumite regiuni, dar compania este una internațională, din acest motiv ar fi foarte bine să avem și comunități așa vorbitoare de limba engleză, ori, de exemplu, să fim armonizați, să fim aliniați și să facem niște evenimente, cum așa, atât în limba engleză, cât și în limba locală care este vorbită anume în aceste regiuni. Asta este prima idee. Doi, foarte mult dorim ca cei părinții la momentul în care revin la locul de muncă să fie integrați cât mai repede în mediul de lucru, acest mediu să fie mai propice, mai sănătos pentru ei, de asemenea să creeze anumite programe de mentorat în special pentru acei părinți care se întorc din concediu de îngrijire. Deci aici noi vorbim despre și anumite re-onboarding, reincorporare, reîncadrarea părinților și o idee este să invităm persoane din alte companii care sunt de asemenea specialiști și experți în acest domeniu, ca un exemplu, psihologi, pediatri, de asemenea psihologi pentru a copiilor, astfel încât să participe împreună cu mentorii noștri, astfel încât părinții ar putea să aibă anumite solicitări, anumite întrebări cu privire la anumite emoții, anumite lucruri psihologice. Din acest motiv, recomandarea este să invităm experți din exterior, cum ar fi psihologi la astfel de ședințe. Cred că aceasta am vrut să o prezint în cadrul prezentării mele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și eu voi rămâne cu dumneavoastră și voi aprecia dacă aveți întrebări sau dacă ați dori să veniți cu anumite comentarii. Mulțumesc foarte frumos pentru această invitație. Aceasta este de partea mea. Dragă Hana, mersi foarte mult pentru această prezentare. Acum urmează, deci sunt sigură că prezentările colegilor care au avut bunăvoință să împărtășească experiența lor cu noi, cu Republica Moldova, au trezit de fapt și multe întrebări. În cazul în care aveți careva întrebări, vă rog foarte mult să ridicați mâna pentru a înainta aceste întrebări speakerilor, dar de asemenea puteți nota aceste întrebări pe chat. Și eu le voi da citire în cazul în care acestea vor fi notate. O primă întrebare ar fi dacă EPAM și Philips deci alocă resurse financiare în implementarea acestor programe, dacă ar dori Delfina sau Hana să intervină cu explicații în acest sens. Yes, sure. In our case, as deci în cazul nostru, de ceea ce am menționat și în prezentare, deci am scris de asemenea în răspuns, aproximativ 18% din total compensație este alocată anume pentru astfel de practici. Foarte mulți bani sunt alocați anume pentru astfel de programe și vreau să vă zic că noi investim mult în astfel de practici, dar pe mediu este la 18% din total alocație sau compensație. Yeah, I guess in terms of the allocated deci, din punct de vedere resurselor care sunt alocate,
Vreau să vă zic că bugetul este foarte mic, adică cel de buget care ar putea să fie dedicat și alocat anume pentru organizarea acestor programe, dar în general noi am început cu un pilot și ne-am avut mentori, coacheri respectiv, trainerii care lucrau în mod voluntar. Deci am avut mai mulți colegi care acum, până acum sunt implicați anume în conducere, în managementul acestui program, de exemplu echipa SISA, și de asemenea programul la care se axează anume pe incluziune și diversitate și acum toți instructorii, toți formatorii sunt angajați care lucrează în cadrul companiei noastre, dar au posibilitatea să se dedice și responsabilităților principale pe care le au în companie, dar în plus programul acesta este ca ceva suplimentar orelor pe care le lucrează. Probabil ar trebui cumva să fie reflectat în buget, dar nu avem așa ceva, o pondere alocată. Desigur că este o investiție și pentru companie și este de asemenea investiția, desigur că trebuie să fie în creștere și este una care va duce la o creștere și dezvoltare a companiei. Deci noi am început cu implicarea acestor persoane, cum așa, în bază voluntară. Nu observ dacă sunt sau nu doritor de a pune întrebare. Este, de fapt, Eduard, te rog foarte mult. So my question is again to Philips and the PAM. Actually, deci, întrebarea este pentru companie PAM și Philips. Vreau să înțeleg din ce motiv dumneavoastră implementați aceste practice. Poate guvernul cumva vă motivează, facilitează implementarea acestor practici sau această motivație sau idee a venit de partea conducerii, de partea liderilor, cum am menționat de semne Delfina. Dar ce noi lucrăm în Republica Moldova cu mai multe companii și noi dorim să vedem dacă cum putem să organizăm sau trebuie să ne axăm mai mult pentru pe motivarea, cum așa, conducerea personală să se implice în aceste programe sau care este modalitatea cea mai bună. În Spania avem foarte multe regulamente, foarte multe norme în acest sens. Și noi trebuie să respectăm aceste regulamente. Nu putem să deviem. Și din acest punct de vedere, eu cred că conducerea companiilor, liderii, managerii, de asemenea, trebuie să armonizeze toate practicile interne cu legislația Spaniei. De asemenea, v-am vorbit despre misiune, despre scopul nostru a companiei Philips. Deci, pentru noi este foarte important să vedem ca clienții noștri, beneficiarii noștri, de asemenea, să fie satisfăcuți și să folosească produsele noastre. Și anume lucrăm cu acești clienți. Adică ne îngrijim foarte mult să existe o careva bunăstare a clienților și a beneficiarilor companiei noastre. Dar pentru a avea un beneficiu este foarte important și angajații să fie motivați. Din acest motiv avem foarte multe practici și foarte multe programe care se axează pe creșterea bunăstării, pe crearea unui mediu mai prietenos, mai prietenos și mai bun pentru familie, că este un mediu sănătos pentru toți. Că este foarte important ca și conducerea liderii să aibă o misiune care să promoveze compania, să armonizeze cu aceste politici. Este foarte important să aibă aceste politici prietenoase familiei. Este foarte important să avem această perspectivă pentru o companie internațională. Nu știu dacă răspunsul meu a fost clar. Delfina, mulțumim pentru aceste precizări. Dacă Hanna dorește de asemenea să intervină. So I guess one of the... Deci, da, din perspectiva noastră, cred că sunt mai multe beneficii și un beneficiu abordării Parent Smart, care a fost promovată și creată de Tina. Așa vreau să vă zic că noi respectăm anume acest model și anume această abordare care a fost promovată de Tina. Este, în primul rând, axată pe educare și instruirea mentorilor, coacherilor și programul, de fapt, s-a început mult mai devreme decât lansarea, cum așa, oficială a programului Parent Smart. Primii pași pe care am făcut, anume promovați, de asemenea, de a fi aprobați de către conducere, cum așa, atât globală, cât și regională și locală sau națională. Adică nu am putut să începem fără a avea această promovare și avizare, să zicem așa, aprobare. Adică trebuie să ne aliniem și cu obiectivele business-ului, companiei, trebuie să fie respectate, adică noi trebuie să avem această aprobare. Compania a început cu programul ăla de diversitate și incluziune, adică am avut mai multe eforturi în această vedere. Și am realizat aceste eforturi și accentul fiind pus,
anume pe această diversitate și incluziune pe următorii ani. Din acest motiv, Parents Smart a fost un program care s-a încadrat foarte bine în această inițiativă și anume se încadrează foarte bine inițiativa aia și programul acela de diversitate și incluziune. A fost un beneficiu dublu și pentru noi și de a respecta această abordare foarte bine organizată, structurată și anume programul ăla de Parents Smart. Deci primul atelier sau ședință pe care am organizat-o în acest context trebuia să fie organizată anume pentru conducerea globală a companiei. Ori pe plan global, toți conducătorii, toți liderii trebuia să participe. În cazul în care nu a apărut această posibilitate, poate erau foarte de nivel foarte înalt, poate erau ocupați în alte evenimente, atunci conducerea locală trebuia să participe anume în inițierea și lansarea acestui program. Ne-am întâlnit și le-am explicat și încă o dată am încercat să justificăm, să explicăm care sunt valorile pentru companie, rezultatul acestui program. Am încercat de asemenea să vorbim despre cele beneficii pe care putea să le aibă compania, angajatorul. Și ulterior am avut, de fapt, avizarea, avizul de partea și BIFA din partea conducerii și am continuat cu implementarea acestui program. Foarte importante. Eu aș avea o întrebare referitor la deci implementarea acestor politici prietenoase familiei au fost prezentate prin prisma părinților care au copii și întâmpină diferite obstacole în combinarea și în balansarea vieții profesionale cu cea personală. Acum, întrebarea se referă de fapt la următoarele, dacă politicile, măsurile care sunt implementate în cadrul companiei dumneavoastră, adică atât EPAM cât și Philips, se răsfrâng sau pot fi aplicate și deci, familiilor, deci îngrijitorilor care au și alți membri, deci nu vorbim doar de copii, dar de membri, de exemplu, de familie cu dizabilități care necesită îngrijire. De exemplu, o persoană vârstnică care de asemenea necesită îngrijire se extind asupra acestor membri. Pot fi acordate careva facilități adiționale față de alți angajați sau nu? Dacă este înțeleasă întrebarea, dacă nu, mai formulez o dată. Yes, yeah. That's why I told in the presentation. Deci de fapt am vorbit despre aceasta în prezentarea mea. Deci în primul rând am analizat toate necesitățile, am încercat să analizăm diferite probleme și dificultăți cu care se confruntă angajații noștri. Deci în constatarea pe care am făcut-o, deci pentru părinți noi am elaborat anumite politici, anume de a oferi acel sprijin necesar pentru a avea grijă din punct de vedere financiar, ori din punct de vedere a timpului alocat, flexibilitatea timpului, adică în funcție de acele doleanțe pe care le-au exprimat părinții care au grijă de copii. De asemenea, am încercat să analizăm și situația persoanelor care trebuia să se pensioneze, poate să elaborăm anumite politici pentru acele persoane. Ori, de exemplu, dacă aveam persoane care trebuia să îngrijească de persoane cu dizabilități, încercam să oferim alocații financiare. Ori, de exemplu, să oferim anumite alocații, zicem așa, în formă de ore flexibile. Adică foarte mult depinde de situație. Adică noi am încercat să acoperim toate domeniile și toate aspectele ale vieții. La fel cum o facem cu produsele noastre Philips. Adică noi încercăm să oferim produse pentru toți. Adică noi dorim să fim în acest lanț de sănătate, zicem așa, pentru a cuprinde toate perioade, tot ciclul vieții. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea noastră, doamna Nelly Rusu, dar am încercat să cuprindem toate aspectele. Corespunzătoare și vă mulțumim pentru această abordare. Dacă Hanna ar dori aici de asemenea să intervină, până trecem la următoarele întrebări. Yeah, sure. Thank you very much for this great question. Vă mulțumesc, întrebarea este foarte interesantă. Din ceea ce am înțeles, dacă am înțeles corect, conceptul a mediului și a locurilor de muncă prietenoase familiei și a programului Parent Smart, de fapt acest program la noi mai mult este disponibil pentru, că nu doar pentru părinți, dar pentru toate persoanele care au nevoie de o astfel de, sau oferă o astfel de îngrijire. Dar dacă să vorbim despre anumite beneficii oferite,
Doar reprezentantul oficial al copilului are posibilitatea să beneficieze de aceste alocații sau de acest sprijin. Deci noi ne bazăm pe legislația din Belarus. Dar la general vorbind, vreau să vă zic că compania EPAM a întreprins foarte multe eforturi pentru a avea grijă de angajații săi și de asemenea de a oferi niște beneficii și anumite servicii disponibile să fie oferite pentru toți. Lista acestor servicii și beneficii este una foarte cuprinzătoare. Fiecare an și chiar și atunci când noi facem aceste sondaje, atunci când primim mai multe comentarii sau analize, chestionarele lucrătorilor angajați, noi încercăm să dezvoltăm programul, să avem o cuprindere mai largă, dat fiind faptul că diversitate și incluziune este un accent, un scop foarte important al companiei și noi ne axăm anume pe persoane, pe ființe umane. De fapt, aceasta este un activ, un natu, o valoare foarte importantă pentru o companie. Din acest motiv, noi alocăm foarte multe resurse financiare, cât și de alt gen, pentru a asigura o creștere profesională, de asemenea de a evita cazurile când persoanele pleacă fără careva motiv, uzura, cum numim noi, să fie în reducere, să descrească, de asemenea persoanele să fie mai fericite, deoarece știm foarte bine că lumea se schimbă atât de repede și pasul schimbării este atât de rapid, COVID-ul și alte circumstanțe ne afectează, ne influențează sănătatea, bunăstarea, psihicul ne influențează. Din acest motiv, eu cred că este foarte important să asigurăm o bunăstare generală pentru lucrătorii și angajații companiei EPAM. Compania EPAM de fiecare dată ține în vizor și monitorizează și are mai multe matrice cu privire la comentariile și răspunsurile angajaților EPAM. Noi încercăm să oferim cele mai bune beneficii, cele mai bune posibilități angajații persoanelor care lucrează în companie EPAM. Dacă sunt întrebări în cadrul participanților. Eu aș dori foarte mult să o întreb pe Delfina referitor la procesul de certificare care are loc în Spania. Și anume, Delfina, ați menționat în cadrul prezentării că deci Philips a fost certificat inițial cu o categorie, ulterior categoria a fost modificată. Eu aș vrea să precizez care ar fi acele avantaje ale unei companii prietenoase familiei, de exemplu, în procesul de recrutare, în procesul de ținere și de reținere, de fapt, a talentelor, a persoanelor angajate. Care sunt garanțiile, de exemplu, care vi le oferă? Este o perioadă de timp pentru care se oferă această certificare și ulterior urmează a fi recertificat sau care ar fi condițiile, atât dacă am putea să ne oprim puțin la acest aspect. Mulțumesc. Yes. This certification we Da, adevăr, este o întrebare foarte interesantă. De certificare trebuie să facem în perioadă de 3 ani. Aceasta probabil este valabilitatea certificatului pe care îl primim. Noi credem că procesul de certificare, de fapt, este o garanție pentru angajații noștri, adică cele persoane care vor să lucreze în cadrul companiei Philips și este o motivație suplimentară, dar dacă să iau exemplul Spaniei. Deci este o companie care este foarte bine cunoscută. Mă gândesc cum ar fi mai bine să o spun în limba engleză. Că noi trebuie să respectăm toate prevederile și toate instrucțiunile care vin de partea guvernului. Adică este ca un certificat de conformitate care ne oferă această garanție de conformitate. Din acest motiv, noi am hotărât să lucrăm în această direcție. Deci această certificare, de fapt, este o modalitate de a munci, de a lucra, de a trăi, de a continua această activitate. Și să toată lumea să înțeleagă că avem un angajament față de societate, precum și față de angajații noștri. Din acest motiv, noi ne implicăm în această aventură, ne implicăm în această certificare, de asemenea, toate practicile sunt auditate, sunt controlate, situația financiară a companiei, de asemenea, este controlată, este auditată. Se analizează cum se asigură distribuția în funcție de gen,
dacă există careva echilibru în acest sens, de semne care este condiția situația părinților și care sunt alocați la momentul la care se realizează acest audit. Deci rezultatele sunt prezentate angajaților și angajații sunt, au posibilitate să se informeze și să vadă dacă cunosc toată informația care a fost supusă auditului. Deci este un proces foarte participativ. Rezultatul acestui proces se analizează toate faptele, toate constatările făcute și apoi primim certificatul respectiv în rezultatul acestei proceduri de audit. De ce am insistat să pun această întrebare, fiindcă în Republica Moldova nu avem o altfel de experiență și ne dorim foarte mult să aflăm cât mai multe despre această certificare și despre garanțiile și aturile pe care le vor avea companiile dacă vor fi certificate ca o companie prietenoasă familiei. De asemenea, au fost punctate foarte bine și aspectele ce țin de sondajele care se realizează în cadrul companiilor, atât IPAM cât și Philips. Deci mi-a plăcut foarte mult că sunt deci, necesitățile și problemele, provocările angajaților sunt luate în considerare la dezvoltarea și implementarea politicilor în cadrul companiilor. De asta foarte mult vă mulțumim pentru implicare și pentru interesul pentru a fi astăzi alături de noi și permiteți-mi din numele tuturor participanților la acest webinar să mulțumesc reprezentantele Philips și IPAM pentru prezentările făcute, dar și pentru deschiderea și bunăvoința de a participa astăzi în cadrul acestui eveniment. Vreau să mă asigur de la echipa tehnică că nu mai sunt întrebări sau careva precizări ca să mulțumesc încă o dată participanților și să vă amintesc că acest webinar a fost organizat în cadrul proiectului Mai multe oportunități, politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova, care este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și a Camerei de Comerț și Industrie în Republica Moldova. La final, dragi prieteni, venim cu o altă invitație, cu o invitație la un nou eveniment, care de fapt este urmarea logică a acestor două webinare pe care le-am desfășurat în luna septembrie și luna octombrie, și anume despre conferința rolului sectorului privat în dezvoltarea politicilor prietenoase familiei. În cadrul acestei conferințe ne dorim nu doar să prezentăm practicile companiilor private, dar și exemple cum aceste companii obțin certificat de atribuire al calificativului de politici, deci de companie prietenoasă familie, exemple de tați implicații în creșterea și îngrijirea copilului, fiindcă doar astfel putem schimba normele din societate și stereotipurile care există. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pe curând și până la noi. Revedere! O zi bună în continuare!